Este duminica floriilor weekendul acesta, ceea ce înseamnă și dezlegare la pește, un moment așteptat de credincioșii care țin post. Ei bine, aveți grijă ce și de unde cumpărați. Numai puțin de 1000 de kilograme de pește au fost confiscate doar în București astăzi, după controalele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare ale Protecției Consumatorilor. Au fost verificări în piețele mari, domenii Gorjului, Progresului și altele, iar specialiștii au dat amenzi pentru că se vindea pește stricat. Astăzi este sărbătoare mare pentru creștinii romano-catolici și reformați. Peste un miliard de credincioși catolici celebrează Vinerea Mare. Potrivit tradiției catolice, astăzi nu se citește liturghia, altarul nu are nimic pe el, nici cruce, nici sfeșnice sau fețe de altar. Seara se marchează patima Domnului, iar întreaga zi este de post și abstinență. Anul acesta, sărbătorile pascale catolice reprezintă și o mini-vacanță care începe de astăzi și va dura până pe data de 10 aprilie. Și pentru creștinii ortodoxi, Paște va însemna o mini-vacanță care va începe pe 14 aprilie și va dura până luni 18 aprilie, a doua zi de Paște. Despre una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății vorbim în continuare cu Francisc Doboș, reprezentant al Bisericii Catolice. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Așadar, ne pregătim de una dintre cele mai mari sărbători ale credincioșilor catolici. Este, am putea spune că întregul post e o pregătire pentru înviere. Vinerea Mare nu este scopul în sine. Vinerea Mare este ziua pe care o celebrăm sau pe care o comemorăm a morții lui Hristos. Că ea se întâmplă să fie în date diferite în bisericile noastre, e o altă discuție, dar o marcăm în fiecare an. Și este important lucrul acesta ca să nu uităm cine ne-a mântuit și cum ne-a mântuit, dincolo de obiceiuri, de post, mai strict sau mai larg. Este important să interiorizăm postul acesta ca să nu devină doar o dietă și ca să nu se transforme într-o superstiție. E important ca atunci când ținem post să facem loc unui alt tip de hrană. E o hrană spirituală, evident, că nu ne lipsim de o hrană materială ca să o dăm celor care duc mai mare lipsă. Astăzi este ziua patimilor lui Hristos în Biserica Romano-Catolică. Comemorăm moartea lui Hristos, avem Calea Sfintei Cruci, este acea devoțiune populară, cele 14 stațiuni, oamenii participă în număr foarte mare la această devoțiune, pentru ca mâine, în Sâmbăta Sfântă, fiind o zi fără celebrări, este tăcere, să învățăm în fața morții și în fața suferinței și să tăcem. Să tăcem ca să-i facem loc altcuiva care ne vorbește și aici, să-i facem loc lui Dumnezeu prin participare, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, să-i dăm voie să ne vorbească, ca atunci când vom deschide gura să vorbim și partea lui, nu doar frica noastră. Ce urmează mâine? Este o zi importantă. Mâine seară este Vigilia Pascală, învierea lui Hristos. În toate bisericile romano-catolice, în mod tradițional, Vigilia Pascală e după lăsarea întunericului. De cele mai multe ori în bisericile noastre începe Vigilia Pascală în jurul orei 20, în alte biserici 22. Mai târziu, la mine, la parohie, la Biserica Sacră Cœur din București, de lângă Statuia Aviatorilor, la ora 22, la Catedrala Sfântului Iosif, la ora 23, toate celelalte biserici, în funcție de necesitățile pastorale ale credincioșilor. Deci mâine se aprinde focul în afara bisericii, se aprinde o lumânare mare, pe care noi o numim lumânarea pascală, aprind credincioșii, fiind în biserică pe întuneric, este acest simbol că, de fapt, învierea lui Hristos aduce lumină în întunericul nostru, chiar dacă avem lumină de la diferite firme sau alt curent electric. Noi avem nevoie de o lumină, de o lumină de sens, de o lumină de iubire și de o căldură care să ne facă să ne prețuim, nu doar să ne punem în pericol, așa cum o facem adesea. Spuneați că sărbătoarea învierii va începe la parohia dumneavoastră la ora 22. Care e mesajul cel mai important pe care îl transmiteți anul acesta credincioșilor?
Este ceea ce o spun adesea, că învierea nu este doar de povestit, este de trăit. Și chiar dacă noi vom saluta, așa cum o facem de obicei și cei care credem mai mult sau mai puțin, salutul Hristos a înviat și când răspundem adevărat a înviat, să mă includă și pe mine, adică să o spun nu doar cu vocea. Învierea este de trăit, nu doar de povestit. Și ar trebui să ne simțim de la acel moment încolo cum? Nu este doar o trăire sau o senzație, ci este o implicare, este și un act de credință. Avem vreo garanție? Nu avem garanțiile care țin de rațiune sau de ceva sigur pe care putem spune gata. Învierea lui Hristos este, nu suntem decât în fața unui mormânt gol, așa cum au fost și femeile, nu au văzut. L-au văzut pe Hristos sau au văzut când le-a apărut. Important este să ne dăm seama când ne apare Dumnezeu, care sunt mesagerii lui Dumnezeu sau cine. În fond, Dumnezeu se folosește și astăzi și dintotdeauna de îngeri de carne, fără aripi, adică de oameni. Noi putem să devenim prezență, vocea lui Dumnezeu, de aceea avem nevoie să ne îngrijim unii de alții, cei care pot de oamenii mai săraci sau cei care sunt bogați oarecum material, dar poate sunt săraci la inimă, au nevoie întotdeauna de cineva. Nu ne suntem suficienți singuri. Deci învierea lui Hristos, pe lângă faptul că ne aduce și ne implică în biserică, la liturghie, la celebrări, să ne implice și social și comunitar, unii față de alții.